fi aprobat abia luna ianuarie, înseamnă că până atunci nici Banca Mondială, nici Delegația Uniunii Europene nu va relansa finanțarea pentru Republica Moldova, pentru că asta a fost una dintre condiții. Poate Moldova să reziste până la sfârșitul anului fără bani din exterior? Este o opinie greșită, deoarece Uniunea Europeană și Banca Mondială au nevoie de stabilitate în ceea ce face Guvernul Republicii Moldova și autorități și nu sunt neapărat legate de un program cu Fondul Monetar Internațional în finanțările pe care urmează să le facă sau în colaborare. Noi am avut deja o experiență de genul ăsta când Banca Mondială sau Delegația sau Comisia Europeană, în cazul de față, solicitau fondului o așa numită scrisoare de confort, fără ca noi să avem program și în situația în care Fondul Monetar ia în considerare progresele pe care le fac autoritățile Republicii Moldova, eliberează o astfel de scrisoare de confort și atunci Banca Mondială sau partenerii noștri de dezvoltare finanțează programele sau își inițiază sau reinițiază programele de colaborare cu Republica Moldova. S-ar putea ca până în luna ianuarie, până avem program, în situația în care noi demonstrăm Fondului Monetar Internațional că avem progrese și angajamentele noastre sunt cu adevărat realizabile și noi avem voință politică ca să ne respectăm acele angajamente, s-ar putea să existe situația că Banca Mondială sau Comisia Europeană să solicite din partea Fondului Monetar Internațional așa numită scrisoare de confort pentru a lucra și pentru a ajuta și financiar Republica Moldova. Ar putea exista o fuziune.